În acest moment, scuze, Vasile, în acest moment verific cu colegii mei dacă suntem live pe Facebook și îți confirm. Asta voiam să precizez, că suntem live și pe Facebook. Suntem live, super! Și pe cei care nu s-au înscris și nu ne urmăresc pe Zoom, ne găsesc pe pagina Școala pe Net, însă și pe pagina de Facebook a Fundației CD Knowledge, a Asociației TESUP România și a Asociației Teach for Romania. Și încetul cu încetul ne-am apropiat deja de ora de începere. Mă bucur că între timp ni s-au mai alăturat oameni. Când suntem gata, Adela, începem. Imediat. Da, da. Aude. Te rog să închizi ușa. Vasile, putem începe. Perfect. Bună ziua încă o dată celor care au intrat mai târziu. Bună ziua invitaților noștri de astăzi. Vasile Brașovanu este numele meu și împreună cu Adela Beca de la Asociația TechSoup vom fi astăzi gazdele, dacă putem spune așa, webinarului de astăzi. Webinar realizat de platforma Școala pe Net. Mulți dintre dumneavoastră sunt convins că ați mai auzit de noi, poate ați mai și urmărit o parte din webinariile pe care le realizăm de aproape 3 luni de zile încoace. Ziua de astăzi este una specială pentru că avem alături de noi niște oameni care fac lucruri speciale și abordăm de asemenea o temă specială și care aduce multe zâmbete și multe emoții atât pentru copii, însă sunt convins că și pentru cadrele didactice, și anume celebrarea de final de an școlar, fie că e primul an în învățământ, în educația formală, fie că vorbim de finalizarea unui ciclu de studiu. De fiecare dată rămasul bun de la fie învățătoare, fie de la diriginte, profesor și așa mai departe, pentru fie 2 luni de vacanță, fie trecerea într-un alt ciclu de studiu, sunt convins că stârnește acolo multă emoție. Lucru care e de apreciat, e bine pentru că suntem oameni și e firesc să se întâmple așa. Alături de noi vă spuneam că avem 6 oameni care vin din colțuri diferite ale țării, au clase diferite de asemenea. Adela, dacă vrei să ni prezinți pe invitații de astăzi, ți-aș fi recunoscător. Da, înainte de asta aș vrea să precizez pentru cei care ne urmăresc că acesta este un webinar care lor le permite să ne vadă și să ne audă, iar întrebările pe care le au pe parcursul webinarului pot fi adresate în secțiunea Q&A sau în comentarii pe paginile de Facebook. Da, Vasile, într-adevăr, este un webinar deosebit și mă bucur că îl prezentăm împreună și e un webinar deosebit care nu ar fi putut avea loc fără oameni deosebiți care să povestească din experiența lor și din pregătirile lor de la clasă. Așa că, doamnelor, căci așa s-a nimerit, o să vă rog pe fiecare în parte, o să vă numesc, să vă prezentați foarte pe scurt cu nume, prenume, la ce școală predați, ce clasă aveți și puțin despre comunitatea voastră. Și o să încep cu Rodica. Să avem și microfoanele pornite. Mai puțin, Adela, Rodica, o să te pun eu pe unmute. Acum te auzim, Rodica. Bună ziua! Deci, pentru a intra mai bine în atmosfera activității noastre de astăzi, întâlnirii noastre de astăzi, o să încep ca la școală, așa cum ați văzut, sunând din clopoțel. Mă numesc Rodica Dinescu și sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Ion Minulescu, Pitești, anul acesta având clasa 1. Sunt ambasador în dreptar digital și mă bucur că astăzi suntem împreună într-un număr atât de mare, deoarece sunt convinsă că împreună
vom căuta și vom găsi soluții interesante și incitante pentru celebrarea acestui sfârșit de an școlar. Le mulțumesc organizatorilor pentru invitație și felicit pentru că au ales această temă de actualitate, de ce nu, și ca o provocare pentru noi și pentru invitații dumneavoastră, ceilalți invitați. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Rodica. O să mergem de la Pitești tocmai la Mureș. Veronica, spune-ne ceva despre tine, te rog. Vă salut, sunt Veronica Șandor, predau limba română elevilor nevorbitori de limba română ca limbă maternă la clase cu minorități din școala gimnazială Terechi Domocoș din comuna Gornești, județul Mureș. Predau această disciplină la clase de 5-8, limba română, dar sunt dirigintă la clase de cuprădare simultană, clasa 6, combinată cu clasa 8 de la secția română, unde predau limba franceză. Școala noastră este o școală frumoasă, dacă tot vorbim de comunitate, cu oameni frumoși și diferiți. Avem elevi români, maghiari, romi, de diferite religii și cu valori diferite. Ca și profesor, sunt la catedră de 10 ani, de 5 ani sunt în această școală, cu oameni implicați, cu oameni pe care îi îndrăgesc. În total avem aproximativ 500 de elevi și suntem 47 de cadre didactice. Mulțumim. Despre mine mai multe pot să vă spun doar că sunt și eu de anul acesta profesor Teach for Romania și mă bucur să fiu în această echipă frumoasă. Mulțumim frumos, Veronica, de-abia așteptăm să vedem ce ai pregătit pentru clase simultane. Mulțumim! Ne întoarcem la Ploiești. Diana, dacă ne poți spune, te rog. Da. Mă numesc Diana Gheorghe. Sunt din Ploiești. Sunt ambasador în dreptar digital și ambasador Scientix. Mă bucur să fiu alături de colegele mele și de toată lumea care ne aude. În anul acesta, în clasa 4, este un sfârșit de an cam dubios pentru ei, dar încerc să fac tot posibilul să nu-l simtă. Școala noastră este destul de mare, are aproximativ 1000 de elevi și suntem vreo 56 de cadre, dacă nu mă înșel. Și sperăm că acest sfârșit de an școlar, chiar dacă este altfel, să le rămână în inimile și în sufletele lor acea deosebit. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Diana! Mergem tocmai la Iași. Mihaela? O să te pun eu pe unmute. O secundă. Așa, gata, suntem. Pentru început, bună ziua tuturor celor care sunt alături de noi în această după-amiază. Și vreau să încep povestea mea prezentându-mă. Sunt Faraon Mihaela Raluca, sunt învățător. După cum ați spus, vin din nordul Moldovei, din județul Iași și anume din satul Sinești. Un sat foarte frumos, aflat la poalele pădurii. Este un peisaj foarte frumos. Dimineața, în fiecare dimineață când ies din casă, văd pădurea și mă încarc de energie. Predau chiar la școala din acest sat, satul unde am crescut și acum sunt colegă cu o parte dintre cei care mi-au călăuzit și mie pașii, care sunt colegi și sunt colegi deosebiți. Școala noastră se numește Școala Gimnazială Veniamin Costache, Sinești. Este o școală micuță, cu aproape 300 de elevi și 20 ceva de cadre didactice, însă suntem o mână de oameni care spunem noi că facem lucruri foarte frumoase. Anul acesta am avut privilegiul să fac parte din echipa piticilor din clasa pregătitoare și spun că am avut acest privilegiu deoarece pentru mine clasa pregătitoare este o oportunitate de a da flui imaginației. Copiii la această vârstă încă se mai încred în lumea basmelor, a zânelor și a tuturor poveștilor și eu pot să-mi împac activitățile sub formă de diverse jocuri, povești și provocări. Cam atât, momentan. Mulțumim frumos, Mihaela! Foarte interesantă! Sunt curioasă și de această perspectivă a învățătorului care
devine coleg de cancelarie cu foștii profesori și învățători. Mergem mai departe la Tecuci. Ecaterina, o să te rog să ne spui despre tine puțin, despre clasa la care predai. Numai puțin, să te pun eu pe unmute. Așa, acum te auzim. Bună ziua tuturor! Mă bucur din suflet pentru această minunată zi, pentru că avem prilejul să comunicăm într-o energie circumscrisă marelui tot. Parcă suntem tot sub incidența luminii a marii sărbători a primăverii, așa o simt, cel puțin plenar astăzi. Sigur, mă numesc Ecaterina Jalbă și sunt profesor de limba și literatura română la o școală de prestigiu, școala gimnazială Iorgu Iordan, localitatea fiind Tecuci, o localitate cu oameni frumoși și harnici, care ne-au dăruit elevi frumoși, cu suflet nobil și foarte studioși. E o competiție permanentă, acerbă. Sunt tare mândră de școala mea, care parcă a preluat ceva din spiritul marelui lingvist Iorgu Iordan, care nu a avut copii. A avut o viață de 98 de ani, iar copiii pe care îi are suntem noi, cei de astăzi, care îi vom duce mai departe visul. Ne străduim. Colegii mei sunt de asemenea dascăli pasionați, prieteni, colegi prieteni, cărora le datorez tot respectul, toată stima și toată considerația. Suntem un tot și totdeauna vibrăm la aceeași muzică pe care o simțim plenar. Am clasa 8-a, desigur, predau la toate clasele 5-8, dar sunt dirigintă la o clasă de a 8-a și cum fiecare loc de pe lumea aceasta are o poveste și clasa noastră are o frumoasă poveste scrisă de oamenii care și-au trăit emoțiile în același loc și vă voi dezvălui pe parcurs din trăirile noastre de aici. Desigur, de mică am iubit copiii. Copil fiind, mi-a plăcut foarte mult să mă joc de-a școala. Mă închideam în casă până când ce părinții dădeau de mine și mă scoteau la aer. Am simțit o chemare, drept să vă spun, către această profesie și am urmat-o cu dăruire, cu timp și fără timp, cum știu colegii mei dascăli. Îmi cer scuze, Ecaterina. De-abia așteptăm să ascultăm povestea clasei tale imediat. Să mergem puțin și la Aura, ultima, dar nu cea din urmă. Bună, Aura! Bună ziua! Salut și eu întreaga comunitate. Sunt Aura Eftimie și sunt onorată să fac acest schimb de experiență cu atâta lume, pentru că sunt convinsă că nu numai noi care suntem în ecran aici avem ceva de povestit, ci toți colegii care ne urmăresc. Sunt alumnă TIJFO Romania de 2 ani de zile și predau în județul Prahova, în Cocorăștii Mizli. Este o localitate într-o zonă frumoasă de deal. Avem o pădure de stejar care n-a fost tăiată și ținem cu dinții de ea. Este o zonă superbă, am clasa 4-a, sunt copii cu care am lucrat 2 ani, i-am preluat în clasa 3-a, după ce doamna lor învățătoare a ieșit la pensie, dânsa fiind chiar din sat de acolo. Și deci eu am continuat munca dumnea ei pe acești 2 ani. Sper să mă inspir din poveștile celorlalți și sper ca măcar una sau două idei de la mine să inspire pe ceilalți. Mulțumesc! Și noi mulțumim tare mult, vedem așadar că avem și câmpie, și deal, și munte alături de noi, acoperim multe zone din întreaga țară. Zic să intrăm în pâine,
Și să povestim fiecare dintre voi, și aș începe poate cu Rodica, cum celebrați alături de elevii voștri reușitele la finalul acestui an școlar, ce surprize poate ați pregătit și amintiri digitale, dacă e cazul, pentru elevii, pentru copiii voștri. Rodica, ai cuvântul. Doar să dai unmute ca să te și auzim. Perfect. Da, mulțumesc mult. Vin dintr-o școală mare cu peste 1000 de elevi. Suntem peste 65 de cadre didactice. Școala noastră este în orașul Pitești, reședința județului, și avem copii talentați, copii inimoși, de care suntem foarte mândri. Desigur că acest sfârșit de an școlar este o provocare ca și ultimile două luni. Este o provocare pentru noi toți. Cu atât mai mult, sfârșitul trebuie să fie ceva special, ceva cu mai multă căldură, cu mai multă lumină, zic eu, tocmai pentru a sublinia faptul că ne-am făcut cu toții treaba, că am reușit să parcurgem materia, să reluăm cursurile, dar nu numai atât. Am reușit să pășim cu toții în era digitală. Pentru sfârșitul de an școlar am făcut exact cum fac la toate seriile și cu toți elevii și în toate clasele, inclusiv la clasa pregătitoare. Mai întâi am cerut sfatul, părerea copiilor. Toți au fost de acord că trebuie să facem ceva special și eu am fost de acord cu ei, fiind convinsă că spiritul ludic va prevala, pentru că vârsta este încă vârsta poveștilor. Toți au făcut foarte multe propuneri și în urma discuțiilor am făcut un desfășurător pe care l-am schițat în câteva cuvinte, pentru că mai lucrăm la el, și sunt convinsă că astăzi, împreună cu invitații și cu toți participanții, vom găsi soluții și idei ingenioase care vor merita să fie atașate la programul nostru. Iată ce ne-am gândit noi să facem. Deci, rămas bun școală dragă, bun venit vacanță, va fi titlul activității noastre. Motoul este totul va fi bine. După auspiciile acestui moto ne-am desfășurat activitatea în toată perioada. Ce ne-am propus noi să facem? Mai întâi ne-am hotărât ca fiecare copil să fotografieze toate lucrările mai valoroase și să creeze un fel de expoziție, dacă poate fi numită așa. Avem aici expoziția Carinei, de exemplu, a agățat sau a lipit pe o planșă, noi am zis chiar și pe un ceașaf, de exemplu, sau agățată pe sfor, lucrările realizate în perioada pandemiei. Lucrările la arte vizuale și abilități practice sau lucrările plastice. Aici tot felul de tehnici. A vrut ea neapărat să ne facă fotografia și un jurnal, pentru că în această perioadă le-am cerut să țină un jurnal. O parte din paginile completate de ei au fost citite sau le vom citi chiar, dacă ei sunt de acord, chiar în timpul întâlnirii. O altă activitate surprinsă în imagini au fost aspecte, deci o altă activitate, de fapt activități mai multe, aspecte de la activitățile desfășurate în acest an școlar. Ei și-au dorit acest lucru pentru a fi o rememorare a ceea ce am făcut în aceste luni. Noi am lucrat mult și am continuat chiar și cu proiecte. Aici este un proiect cu tradiții. De asemenea, ei și-au dorit să facem și prezentările quick. De exemplu, aici avem de la, nu știu dacă se vede, dar cu Ziua Europei, de exemplu, sau de la alte prezentări quick, aici am atașat doar două, sunt convinsă că mai sunt și altele, de la activitățile desfășurate de la Școala pe Roți, de exemplu, sau cu educație financiară, sau de la Educație pentru Sănătate. Ce au mai propus ei? Lucrul la care încă nu pot să vă arăt imagini pentru că au vrut să fie un secret desăvârșit, să facem un carnaval. De fapt, aceasta va fi piesa de rezistență a sărbării noastre. Fiecare se va costuma și își va prezenta personajul, ceilalți copii trebuind să recunoască cine este.
și în continuare a carnavalului se vor prezenta poezii, cântece, unele dintre ele chiar l-au înregistrat, că au avut emoții. Acesta este de la un proiect ECO și alte cântece făcute de ei, înregistrate de ei, de exemplu. Deci, e foarte interesant este că am pășit în școala digitală, în școala viitorului și s-au adaptat copiii foarte repede, deși sunt clasa întâi, să știți că aceste înregistrări și le fac singuri. Și m-a bucurat foarte tare că și-au făcut un grup și discută cum să procedeze, ce să facă pentru a fi din ce în ce mai bine pregătiți pentru școala online. Următorul moment al serbării noastre va constitui redactarea de mesaje, fie pe chat, fie pe whiteboard. Aici sunt fotografii de la cealaltă vacanță, erau la început. Le place foarte mult acest tip de activitate și așteaptă cu nerăbdare. Deci mi-au făcut și mie urări, își fac și lor. Astea, vă spun, sunt de data trecută. În continuare ne-am propus dans. Nu se poate o serbare sau o petrecere fără dans. Aici avem, bineînțeles, cântece cu dans și mișcare pentru copii. Aici, de exemplu, dansează Hopa Hopa, pe care copiii mei l-adoră. Sau stilul Just Dance. Este un dans joc, fiecare melodie având propriile coreografii, nu știu dacă știu colegii. Este foarte agreată de copiii mei, pentru că jucătorii fac pași de dans și copiii pot să imite, existând chiar un fel de dans sincron, ceea ce este extraordinar. Și doamna de engleză a contribuit cu idei, rugându-ne să facem cântece și dansuri în limba engleză. Avem aici de Jungle Book, Bare Necessity, cântecul așa de cunoscut. Următorul moment al activității noastre îl constituie acordarea de diplome, deci încheierea festivității cu acordarea diplomelor și aici au fost discuții cum să le realizăm. Este clar că ideea nu mi-aparține, am găsit-o pe site-ul EMA la școală, deci cu fotografii. Acum, de asta am spus că au fost discuții, unii au zis să punem fotografii din mai multe activități, adică de jur împrejurul diplomei să fie multe fotografii. Alții au zis să punem doar o fotografie cu perioada aceasta, doar cu perioada aceasta a pandemiei. Încă mai negociem să vedem cum vom decide să facem. Și bineînțeles, la final, confeti, am negociat cu părinții și au fost de acord, și baloane, ca să fie o sărbătoare, într-adevăr, și o bucurie pentru toți. Nu sunt lucruri extraordinare, dar fiind copii mici, m-am gândit să fie ceva care să prindă. Am ținut seama de ideile lor și în felul acesta sper să fie o reușită. Aștept cu nerăbdare și ideile colegilor și sunt sigură că în desfășurătorul meu vor interveni niște modificări. Vă mulțumesc! Noi așteptăm poze de la carnaval, Rodica. Vă trimitem. Dacă nu putem fi prezenți fizic, măcar online, să vedem și noi cât de frumos vă jucați și împărtășiți bucurie unii altora. De la ciclu primar mergem acum la ciclu gimnazial, la Veronica Șandor, într-o altă zonă a țării, să ne povestească cum s-a gândit ea să celebreze finalul de an cu copiii. Cred că de-a lungul timpului trecem prin diferite momente. Unele dintre ele ne rămân mai aproape de suflet și finalul clasei a 8-a este un moment festiv, un moment important, atât pentru noi, dar și pentru ei. Și cred că festivitatea de final de an pentru clasa 8-a nu este doar a lor, a elevilor, ci și a bunicilor și a colegilor mai mici, a tuturor celor care stau acolo în curtea școlii și așteaptă să îi vadă venind pe Gaudeamus. Apoi, e adevărat că astăzi situația este mai diferită și poate mai mult ca oricând simțim presiunea examenului național, care, deși nu s-a schimbat ca structură, aduce mai multă emoție din prisma noilor reglementări.
Ca instituție am decis să respectăm prevederile legale, să respectăm sacrificiile care s-au făcut până acum în această perioadă și am decis să facem festivitatea oficială undeva în luna septembrie, înainte de deschiderea oficială a anului școlar, astfel că elevii noștri vor avea și festivitatea la noi, în curtea școlii noastre, așa, de la țară, din comuna noastră cum e, dar vor putea să participe și la liceu. Atunci vom oferi diplome, vor fi văzuți de părinți. Pentru ziua de mâine însă, când va suna ultimul clopoțel, le-am spus de astăzi că mâine va fi teoretic ultima zi și ei mi-au zis, nu e adevărat, că noi mai venim și săptămâna viitoare. Lucrurile s-au schimbat și în sufletul lor, acum nu mai știu ce facem, cum e. Am zis că am decis să realizez de fapt câteva amintiri pentru ei și acum o să dau un share screen. Sper să se vadă. Este făcut în Canva Design și două secunde. Așa, îl vedeți aici. Am hotărât să nu dau chiar tot din casă și să mai las surprize și pentru ei. Am pregătit un album foto cu poze de pe parcursul anului școlar în Canva Design aranjate. Apoi avem mesajele profesorilor, colegii mei profesori le-au zis câteva cuvinte filmate sau unii sub formă de text, fiecare după creativitatea lor. Apoi avem câteva mesaje ale invitaților. Noi am invitat-o pe doamna arhitect cu care am lucrat în proiectul de arhitectură, care este un fel de a doua dirigintă a clasei mele. Avem cuvintele colegilor mai mici. La clase cu predare simultană, cei mici rămân la școală și cei mici sunt ca și familia lor, care rămâne pe jumătate acolo. Atunci, cei mici au decis să se filmeze și să le transmită câteva cuvinte. Apoi avem cuvintele de încurajare din partea direcțiunii, care n-au lipsit niciodată și nu vor lipsi nici acum. Și pentru că mi-am dorit întotdeauna ca... nu știu, ședințele cu părinții, de exemplu, să fie altfel și ei să vadă ceea ce fac copiilor la școală, mi-am propus să fac un PowerPoint pentru părinți cu toate activitățile făcute și pe care n-am apucat să le mai vadă la ședința cu părinții. Acesta este coperta albumului. Am pus aici câteva poze din curtea școlii noastre, și iarna și primăvara. Apoi am selectat câteva poze reprezentative pentru clasa noastră care au contat mult pentru noi. Aici este un moment în care, pe care ei mi l-au făcut surpriză, a fost ziua mea și a fost foarte drăguț din partea lor. Și pentru fiecare elev, aici am preferat să nu pun imagini cu elevii, dar pentru fiecare elev în parte am făcut un colaj de imagini pe care să-l păstreze cu drag. Eu am 12 elevi în clasa 8-a și am selectat pentru fiecare câte o imagine reprezentativă și un mesaj. În principiu, cam acestea ar fi. Vom decora frumos tabla, mâine așteptăm acolo, au surpriză, ei cred că nu se va întâmpla nimic, că nu vom asista la absolut nimic, fiindcă este pandemie. Iar după ce se vor termina cele două ore de pregătire cu teste de mâine, sigur că clopoțelul va suna mai lung. Mulțumim foarte mult, Veronica. Într-adevăr, am avut această perspectivă a elevilor de clasa 8-a și a surprizelor pe care tu le-ai pregătit foarte frumos pentru ei. M-a impresionat foarte mult ideea că și cei mici au simțit să contribuie pentru cei mari, iar la Rodica, genială această idee de co-creare a petrecerii, știu că a funcționat foarte, foarte bine și la clasa la care am predat, faptul că ei se simt parte din celebrare. Mulțumesc frumos, o să mergem mai departe către Diana. Da. Așa cum am spus când m-am prezentat, eu am clasa a patra și pentru ei, ca și pentru mine, pentru că în fiecare an, de fiecare dată când am avut clasa a patra, am terminat anul cu acel album de fotografii pe care l-am și eu de când eram copil și cred că toată lumea l-are și bineînțeles că doream și cu ei să fac acest lucru.
Dar această perioadă a pandemiei ne-a adus în viața noastră și în lecțiile noastre o aplicație, Story Jumper, și m-am hotărât să folosesc această aplicație unde copiii să-și scrie impresiile lor. Este la început, este în lucru, încă nu am terminat, au timp până săptămâna viitoare, dar am să vă arăt câteva momente, câteva lucruri pe care ele au făcut și am să dau share screen. Bineînțeles că albumul începe cu doamna învățătoare și aici le-am cules o poezie în care spune să ai grijă de gândurile tale pentru că ele vor deveni cuvinte. Ai grijă de cuvintele tale pentru că ele vor deveni fapte. Ai grijă de faptele tale pentru că ele vor deveni obiceiuri. Ai grijă de obiceiurile tale pentru că ele vor deveni caracterul tău. Ai grijă de caracterul tău pentru că el va deveni destinul tău. Cartea, m-am gândit la această carte pentru că este exact ca o carte, se au și filele când se dau și în același timp se poate înregistra și voce și am de gând să fac acest lucru, încă n-am făcut-o, încă nu mi-am găsit cuvintele necesare, dar am de gând să fac acest lucru, să înregistrez la începutul cărții. Pe copertă ne aflăm noi și n-am să arăt poza pentru că sunt copii și nu vreau să intrăm în alte probleme, dar pe copertă este o poză de-a noastră, de anul trecut, cu toții. Am reușit să facem o poză cu toții și acolo am pus-o. Înainte să deschid cartea, acolo vreau să înregistrez acele cuvinte. Asta este pagina de început pe care mi-am rezervat-o eu, dar fiecare filă în parte este rezervată unui copil din clasă și am ales un fundal, le-am scris eu numele, ieri doar vor completa câteva cuvinte, câteva impresii și am o fetiță, să ajung la ea, ne-a scris deja câteva lucruri, chiar a pus și o ramă cu floricele, le-am mai spus eu să adauge și o fotografie. Am lăsat puțin partea cu fotografii pentru a trece acest webinar, dar după aceea le voi atașa, unele le am eu, unele le au ei, deci este o carte în colaborare, și eu și ei. O altă fetiță a spus că iubește școala și nu vrea să despartă de ea. Sau de doamna, bineînțeles. Ea speră să nu uite toate momentele pe care noi le-am trăit pe parcursul celor 5 ani de școală și vrea să mulțumească pentru că am crezut în ea și am avut încredere în forțele ei proprii. Genul ăsta de mesaje, dar mi-am lăsat pe ei să-și aleagă cuvintele și ceea ce doresc ei să pună. În schimb, am avut surpriza chiar astăzi. O fetiță să se înregistreze. Nu știu dacă se va auzi, dar am să încerc. Am să o las pe ea să spună. Îmi pare foarte rău că anii de școală, alături de doamna învățătoare Gheorghe Ioan, au luat sfârșit. M-am simțit bine alături de doamna, pentru că ea ne-a respectat opiniile, ne-a dus să vizităm locuri de neuitat, și cel mai mult mi-a plăcut că am folosit metode avansante pentru a ne învăța. Va fi greu să mă despart de aceste amintiri. Dar mai ales de ea. A avut grijă de noi încă de când eram mic. Îmi va fi dor de doamna, dar și de colegii de clasă. Da, acesta este un moment destul de emoționat și pe mine m-a emoționat prima dată când l-am ascultat și acum la fel. Deci asta a fost, este una din variantele la care m-am gândit ca să le rămâne lor ca amintire. Un album, acel album vechi, dar cu impresii și făcut de noi în colaborare. În același timp, pe lângă această carte, în ultima zi, în ultima lecție a noastră, m-am gândit să ne amuzăm puțin și într-o altă aplicație, JibJab, unde putem să punem doar fața copilului și exact ca la școală,
este mai învechit un pic, adică strigăm prezența, dar nu acea prezență care se făcea pe vremea noastră, ci pur și simplu pentru a ne a trece în revistă colectivul clasei și ne-a amuza puțin și a ne aplauda pe noi înșine. Eu am să le creez aceste mici filmulețe, iar ei le vor asculta și noi ceilalți îi vom aplauda. Am să dau drumul. În același timp am să-i rog să și mimeze ceea ce văd. La aceste două lucruri m-am gândit să realizez cu ei, dar mai am o surpriză mai departe în legătură și cu părinții, pe care am să vă prezint mai târziu. Mulțumesc! Și noi mulțumim tare mult, Diana. Dacă ne poți spune de unde te-ai inspirat cu privire la poezie, pentru că ne-a plăcut tare mult și sunt convins că sunt mulți dintre cei care ne ascultă, care ar vrea poate să folosească în viitoare activități poezia. Pur și simplu am căutat pe internet, nu mai știu de unde am găsit, am citit foarte multe mesaje, acesta mi-a plăcut și l-am ales, dar sursa exactă nu o mai rețin. Am căutat pur și simplu. Deci avem de căutat, până găsim versurile, avem de căutat. Mulțumim tare mult și felicitări pentru cum te-ai gândit să petreci și finalul de an cu copiii de clasa a patra. Mergem acum către Mihaela, către satul copilăriei noastre. Mihaela, împărtășește-ne puțin cum te-ai gândit cu clasa pregătitoare să celebrezi finalul de an școlar. Da, fiind clasa pregătitoare, primul an de școală a celor mici, bineînțeles că țin să marchez acest moment, să fie ceva deosebit, să fie un moment prin care să le confirm și elevilor, dar și părinților că munca și timpul petrecut împreună au fost cu folos și că noi am dus la bun sfârșit ceea ce ne-am propus la începutul anului școlar. Sunt sigură că finalul de an școlar este foarte așteptat de către copii, de către noi, dar am simțit că mai mult de părinți este așteptat acest final, deoarece cel puțin la clasele mai mici și mulți dintre părinți au fost nevoiți să lucreze cot la cot alături de noi, fiindu-le nu de puține ori dificil să-și împartă timpul pentru fiecare copil, mai ales în familiile mai numeroase și cu treburile casnice. De aceea vreau să fie un moment și de mulțumire și pentru părinți, pentru efortul pe care l-au depus în această perioadă. Festivitatea clasei noastre, ideile prezentate până acum mi-au plăcut foarte mult și mă vor inspira cu siguranță în activitățile viitoare. Mulțumesc pentru aceste idei foarte, foarte frumoase. Însă, la noi, anul acesta, festivitatea clasei nu va fi în mediu virtual, deoarece mulți copii din clasă nu au dispozitivele necesare pentru a putea să ne derulăm astfel activitatea. Noi ne-am derulat activitatea școlii online, mai mult pe grupuri de Messenger sau mergând săptămânal acasă la fiecare familie și ducând fișe și diverse lucruri necesare derulării activităților. Am stabilit împreună cu părinții ca festivitatea să stabilim o zi din săptămâna viitoare și un interval orar când voi putea ajunge la casele elevilor. Și bineînțeles că această vizită nu va fi una oarecare. Ne-am propus ca noi să ne imaginăm că participăm la carnavalul clasei pregătitoare, la un carnaval. Și cum putem participa la un carnaval decât îmbrăcați cât mai frumos, festiv, și purtând coronițe pe cap, coronițe pe care copiii le vor realiza împreună cu părinții. Deci doresc și această creare a atmosferei de sărbătoare pentru a ne simți cu toții speciali
și eu o să fiu, o să încerc să îmi fac o coroniță, să fiu la fel ca și ei și să fim mândri de realizările noastre de pe parcursul anului școlar. Deci fiecare copil împreună cu familia mă va aștepta la poartă și le voi duce, bineînțeles, cum am mai făcut și în alți ani, câte o carte de povești, o diplomă și o cutie cu cretă colorată. Cutie cu cretă colorată cu care aș dori ca să scrie o poveste prin intermediul desenelor sau ale cuvintelor pe care le pot ei scrie la finalul clasei pregătitoare. O poveste scrisă oriunde în curtea lor, unde se simt ei bine. Tema lor de vacanță va fi să finalizeze, să termine cutia cu cretă, la începutul anului școlar să-mi aducă cutia goală, să-mi arate că au scris povești suficiente pe parcursul verii. Bineînțeles că toate aceste lucruri se vor desfășura respectând condițiile actuale de distanțare, purtarea de măști, de mănuși, încercăm să respectăm toate aceste lucruri. Părinții nu vor fi nici ei uitați și vor primi o scrisoare de mulțumire și cu multe alte gânduri din partea mea, pentru că vreau să simtă că mi-au fost parteneri de nădejde în această perioadă și să-i încurajez să fie și în continuare, pentru că nu știm ce o să urmeze. Pe lângă această scrisoare vor primi și o fotografie cu copiii din timpul anului școlar. Iar surpriza pentru copii va fi una foarte frumoasă și cred că le va plăcea foarte, foarte mult, pentru că în aventura mea mă va însoți cineva, ursulică, un ursuleț, care a fost alături de noi încă de la începutul anului școlar. Când au intrat la începutul anului școlar în clasă, el a fost alături, a fost lângă noi și ne-a însoțit pe parcursul activităților. Și chiar la începutul anului școlar am mers câte o zi la fiecare copil acasă să se împrietenească și să se cunoască mai bine. Astfel, copiii de fiecare dată când simțeau că le este greu la școală sau ceva, sau chiar că sunt bucuroși, mergeau și îl mângâiau, căpătau încredere de la ursulică. Iar acum ursulică vine la fel să-i felicite și să fie alături de ei în acest moment plăcut. Și sperăm să fie ceva de neuitat și să rămână în memoria lor ca un lucru foarte plăcut. Bineînțeles că nu vor fi uitate nici cadrele didactice care au predat la doamna de franceză, domnul de religie și domnul de sport. Dumnealor o să se înregistreze și o să posteze pe grupul de Messenger niște mesaje și doamna director, bineînțeles. Și la final, dacă tot mi-ați dat aceste idei, mă gândesc să prezint să pozele pe care o să le facem la acasă la fiecare, să le prezint într-o prezentare PowerPoint și să le postez pe grup. Și așa va rămâne acolo pentru toți, să se vadă, să se revadă. Cam astea sunt ideile mele. Sper să inspire și pe alții și aștept în continuare alte idei foarte frumoase, pentru că sunt sigură că mai avem ce să ascultăm. Mulțumesc tare mult! Siguranță și mulțumim tare mult! Ține minte, deci copiii au o temă tare frumoasă pe timpul verii, au de consumat întreaga cutie cu cretă și poate din toate cuvintele pe care le scriu ei să realizați povestea clasei întâi, începând din toamna acestui an. Sigur, sigur! Mulțumim tare mult, Mihaela! Mergem acum către Caterina, în sudul Moldovei, din nord ajungem în sud, să ne povestească cum pregătește pentru copiii de clasa 8-a momentul de rămas bun. Desigur, mă frământ de ceva vreme, cum să o fac, pentru că an de an am făcut totul original și în contextul actual mi-e tare greu să mă despart de elevii pe care i-am crescut ca o mamă de la distanță. Deja pune asupra mea, asupra sufletului, o amprentă. Am un fel de suferință mută, așa, care zace în mine, dar totuși încercăm să facem față.
Noi am lucrat în această perioadă pe platforma Classroom și pe Zoom. Copiii n-au pierdut nimic, s-au desfășurat toate lecțiile. În această perioadă cu clasa 8-a facem ore de pregătire online. Părinții nu au fost de acord să venim în școală, deși erau respectate toate condițiile, școala este pregătită, chiar și noi am fost de dimineață la încheierea mediilor pentru clasa 8-a și totul era respectat cu luarea temperaturii, cu culoare de trecere pe cele două sensuri, dar m-am gândit să celebrăm în clasă, adică în clasă eu și ei acasă, prin intermediul platformei Classroom. Sigur, voi încerca să asigur o atmosferă foarte frumoasă, voi decora, numai eu, deci voi sta în clasă și voi decora, cum știu eu, mai frumos. Voi așeza baloane colorate, un tren de vreo 7 metri, deja mi l-a pictat o doamnă și îl voi folosi pe fundal. Și voi agăța și baloane cu litere. Încă e un război în capul meu. Promoția 2020, la revedere, bun rămas. Să fie cât mai scurt, dar să fie aurii, colorate, frumoase și să-i introducă în această atmosferă de bas. Sigur, intrarea va fi intrarea în ceremonie, va fi pe imnul școlii, deoarece avem un imn al școlii Iorgu Iordan, sau pe Gaudeamus, pentru că l-am învățat la latină de curând și am făcut și repetiții. Dar încă mai oscilez, mă gândesc că imnul școlii e reprezentativ și versurile mi aparțin și ei îl iubesc. Sigur, va fi un cuvânt de deschidere al domnului director pe care îl voi invita online, a doamnei consilier educativ, doamna director adjunct, cine dorește dintre dumnealor, cum doresc. Apoi urmează strigarea catalogului pentru ultima dată, într-o formă la care mai lucrez. Voi da cuvântul fiecărui elev să ne împărtășească emoțiile trăite pe perioada anilor de studiu, dar va prima șefa clasei, Elena, care mi-a spus astăzi că e aproape de finalizarea discursului. Noi vom face joia care vine, ceremonia, pentru că așa au ales ei să nu întrerupă din studiul pentru evaluarea națională. Mă văd cu ei în fiecare zi, mai mult de 2 ore, cam 2 ore și jumătate. Le e greu să se despartă de mine și când zic, gata, trebuie să încheiem, că am și alte activități. Bine, doamna dirigintă, dar mâine stăm mai mult. Da, așa este, să mai discutăm ce avem de făcut. Bun. De asemenea, voi include în niște baloane câte 3 dorințe, nu eu, ei, copiii, vor include în baloane 3 dorințe pe care le vor împărtăși întâi public. Ei vor avea acasă fiecare un balon și vor scrie 3 dorințe pe care le vor nota și eu mi le vor împărtăși, pentru că peste 10 ani, când ne vom reîntâlni, ei vor trebui să spună cum s-au îndeplinit acele dorințe. Vă spun că momentul de final va constitui aruncarea baloanelor de la balcon, pentru că majoritatea stăm în aceeași circumscripție. Mă gândesc cum va fi acel moment în care se vor slobozi baloanele și se vor înălța în văzduh și comunitatea va adera la emoția noastră. Bun, de asemenea, vor fi invitați să-și mărturisească emoțiile alți invitați din 3 generații diferite. Deci m-am gândit la un profesor de limba română, fost elev.
Aici am stat în dubiu. Deja ieri, numai cât m-am gândit, am avut o vizită din partea unui profesor asistent doctorant la Universitatea de Teologie de la Iași. Este secretarul Mitropoliei și a trecut prin Tecuci și în puținul meu timp liber mi-am dedicat câteva minute și ne-am văzut. Și m-a întrebat cum fac anul acesta. Și i-am spus că e mai greu anul acesta. Dacă vreți să mă contactați, sigur eu voi participa. Și atunci, nu știu, copiii cum vor percepe personalitatea dumnealui, dar mai am încă o variantă. Un alt profesor universitar de la Cluj, fost elev, numai că predă altă disciplină, nu limba română, dar n-are importanță. Doi, o fostă elevă juristă, Voican Denisa, procuror la Iași. O studentă, o elevă sau o elevă de clasa 12. Am două variante, pentru că am într-o familie două fete de 10 și acum au un frate tot în clasă la mine, un elev, băiatul din familie și au fost meritoase și cred că își doresc, adică vor participa negreșit la această întâlnire, dar e urât din partea mea să nu le dau cuvântul, așa că le am în vedere și pe ele, pentru că îmi sunt foarte dragi, pentru că au fost elitiste. Și deci am trei invitați din trei generații. De asemenea, mai am o variantă, o elevă, o fostă elevă care astăzi este farmacistă în Spania, și a terminat șefă de promoție în Spania, deși i-a fost greu să învețe limba. Mă gândesc că și s-a întors totdeauna cu recunoștință și citez, eu sunt omul pe care dumneavoastră l-ați clădit. Și mă bucur când pot avea asemenea musafiri care pot împărtăși din experiența lor și să-i motiveze pe elevii mei acum când sunt pe ultima sută și să zică da, și eu pot. De asemenea, cred că rolul invitaților este determinant și părinții sunt de asemenea alături de noi. M-am consultat cu dumnealor și deja doamna președintă a CRP-ului, a Consiliului Reprezentativ al Părinților, va împărtăși impresii despre relația diriginte-elev, diriginte-părinți și elev-elev. Pentru că fiind mămică de fată, am mai stat așa în expectativă și și-a conspectat dintre întâlnirile colegilor. Și a spus că le publică la serbare. Desigur, mă gândesc aici și la rolul dirigintelui. Mă aștept ca să fie un feedback în care să regăsesc rolul meu, nu știu, zic, de prieten, de părinte, de profesor, formator în viața lor. Au avut, de asemenea, părinții de față au avut ca temă la ultima ședință să își amintească despre excursiile, întâlnirile la care am participat împreună. Spre exemplu, am făcut la Lepșa o excursie de lectură și ne-am așezat pe iarbă și am citit Oscar și Tanti Roz. A citit și șoferul, și părinții, și trei părinți s-au dedicat în această perioadă și ne-au făcut masa, ne-au pregătit masa, fripturică, așa, copiii s-au simțit foarte bine așteptând, dar în același timp am citit cartea toată și doi colegi au pregătit clătite. Avem pozele pentru a ne aminti atunci. Sigur, aici mai am și alte surprize. Va urma o prezentare a unui album, așa cum m-am gândit eu să fie și de data aceasta un spațiu
al regăsirii, al reflectării, al amintirilor de tot felul pe care să le ascund acolo în tainița sufletului lor și sub o formă inedită, tot așa o carte care să își deruleze filele, vom avea foarte multe fotografii din această perioadă, dar prezentate într-o formă ludică, pentru că vor avea comentarii pe fiecare, și în versuri, și aseară am lucrat până la ora 1 alături de un informatician care mă va ajuta. Mărturisesc că nu sunt atât de pricepută între ale informaticii. Cu siguranță să sunteți începută în a crea experiențe foarte frumoase pentru copii, iar ceea ce ne-ați împărtășit deja ne-a inspirat și ne-a V-am trimis dat și dumneavoastră așa din Traltan, da. O doză mare de optimism, iar de la clasa 8 mergem acum către clasa 4 într-o zonă de munte, către Cucurăștii Mislii la Aura Eftimie. Da, eu ce să zic, ai mei sunt clasa a patra, copiii rămân în continuare în școală, deci nu vor pleca, se despar practic decât de mine. Și au fost foarte dezamăgiți de situația de acum, pentru că făcuseră produse la târgul de Crăciun și le-au vândut și aveau deja 1000 de lei strânși pentru excursia, pentru banchetul de final. Și acum erau foarte desumflați și a trebuit să găsim soluții, eu cu ei și cu părinții, ca să putem să împăcăm pe toată lumea și să fie cât se poate de bine. Și am încercat, deci am avut o ședință pe Zoom cu părinții și discuții cu ei în fiecare zi și în fine am ajuns cumva spre un program pentru săptămâna viitoare, adică sunt mai multe evenimente, nu este unul singur. Și este un citat aici dintr-o carte care mie mi-e tare dragă și pe care o să o prezentăm marți, Malala și creionul magic, pentru că chiar și un copil de o vârstă mai mică, dacă își urmează visul, poate schimba o lume. Și programul este cam așa, deci marți avem Malala și creionul magic, ca să deschidem, să zicem, cutia cu visuri și cu idei și cu speranțe. Miercuri este ceva care eu am numit butoiul cu amintiri și borcanul cu gânduri bune. De ce butoiul cu amintiri? Avem noi o amintire legată de o încurcătura care au făcut-o ei la o evaluare de măsurător. Toată lumea mi-a spus că butoiul se măsoară cu litru sau cu un sum multiplu al litrului, spunându-mi că ei se gândesc că au acasă butoaie în miniatură, știți, decorațiuni. Eu nu m-am gândit că, deși de la țară copiii n-au văzut un butoi mare, și ca urmare de aici am dezbătut problema și și-au adus aminte că făcuseră cu cealaltă doamnă învățătoare o excursie pe drumul vinului și văzuseră și dita mai butoaiele. Și atunci a fost povestea așa că avem noi arhivat acolo niște lucruri și când avem nevoie de ele putem să le scoatem la suprafață. Și atunci amintirile astea de acum le arhivăm acolo și când căutăm găsim un butoi cu amintiri de toate. Practic derulăm fotografii din activitățile noastre pe Zoom și vor fi invitați și doamna director și doamna de franceză și părintele care predă religia. Am furat de pe Facebook și niște poze din postările părinților din anii anteriori, pentru că eu n-aveam decât din ultimii 2 ani și atunci am făcut săpături în pozele cu copiii din evenimentele din urmă, ca să aibă câteva repere și de acolo. Iar borcanul cu gânduri bune este o continuare a borcanului cu fapte bune care l-am avut de-a lungul anului. Fiecare copil va trebui să facă un fel de papirus, în care, adică o hârtie ondulată puțin pe margini cu foarfeca, să scrie pentru fiecare coleg 3 calități, 2 amintiri mai importante cu colegul respectiv și o urare. Și toate răvașele astea
răsucit așa, vor intra într-un borcan cu amintiri. Fiecare copil va avea borcanul lui cu amintiri și va primi de la fiecare coleg răvașul respectiv. Joi încercăm să facem ceva tare îndrăzneț. Este cumva la cererea lor și a părinților. Am intitulat Eu rămas bun cu parfum de lavandă într-un sat care aparține de noi, Țipărești. Este o minunată grădină de lavandă care se deschide pe 10 iunie și atunci la propunerea părinților și a copiilor am zis că poate mergem la grădina de lavandă, adică eu am decât 13 copii în clasă. Vedeți că sunt și avantaje în mediul rural. Suntem mai puțini, părinții sunt altfel, adică față de ce am auzit puțin mai devreme că au refuzat să vină la școală aici, presau să vină. Și ne-am propus să ne întâlnim în grădina de lavandă. Am vorbit deja cu doamna, mi-a spus că are 15 rânduri de lavandă și deci noi suntem 13. Putem să stăm fiecare pe rândul nostru de lavandă cu părintele aferent în spate. Măști mi-am procurat așa și vor fi diplome, niște cocarde pe care le-am comandat cu niște funde pe care să scriem câte ceva și vor primi, vom umple borcanele cu răvașe și vor primi, fiecare va pleca acasă cu borcanul lui. Bineînțeles că trebuie să mă mai gândesc la ceva, ce putem face acolo, dar rămâne să stabilesc cu doamna de la grădină ce se poate face în așa fel încât să nu ne aglomerăm și să respectăm distanța. Iar vineri, după cum vedeți, târziu în noapte, ca să zic așa, pentru clasa a patra, avem petrecere în pijamale, varianta 1 și varianta 2. Varianta 1 este cu elevii, adică decât ei între ei, și varianta 2, care este opțională, petrecere în pijamale în familie, adică să participe părinți, frați, bunici, cine își mai dorește. Și partea a doua va fi opțională pentru că unii da, unii nu. Adică pot participa copiii și fără părinți, dar bucuroși am fi să fie și părinții. Aici sunt câteva din lucrurile la care lucrăm încă și negociem ce să fie la petrecerea în pijamale. Adică la a lor, karaoke, dans, roata provocărilor, adevăr sau provocare. Nu pot să vă explic ce discuții avem pe adevăr și provocare. Iar la cea care participă și familiile, povestim la un ceai, ce ai face dacă, poveste în fir, adică fiecare să spună, să continue propoziția pe care a spus-o cel dinainte și în felul ăsta să creăm o poveste. Am fost pe lună și am luat o nu știu ce și pe urmă ceilalți tot așa în șir trebuie să țină minte toate obiectele care le-au luat de pe lună cei dinaintea lor. O provocare, ținutul ouului în lingură, da, și lingura ținută în dinți și mă gândesc dacă să meargă de la părinte la copil, dacă să-l deșerte într-o cană, într-un pahar, deocamdată ne gândim. Și aici sunt câteva, deci vor primi o diplomă și de la un ONG cu care noi am făcut un Zoom la științe, întâlnire cu energia. Cocardele despre care vorbeam și pe care eu trebuie să scriu pe o fundă eu, pe funda cealaltă ei, nu arată cu smiley face, este cu, ziceți, cu promoția și școala, decât că asta a fost mostra pe care mi-a dat-o de acolo, trebuie urmează să le ridic mâine. Iar aici borcanul cu gânduri bune, sunt în lucru borcanele, ăsta este unul dintre ele, vor fi diferite, nu numai pentru că nu am eu materiale identice pentru toată lumea, ci și pentru că fiecare copil este diferit și atunci în diversitate și în diferențe poate să stea armonia. Și răvașul, un model de răvaș pe care ei să și-l scrie unul celuilalt. Ce să zic, eu cred că orice idee pe care o avem, atâta timp cât pornește din dragostea și din relația pe care noi o avem cu ei, va fi foarte bună. Este un citat din Părintele Necula care mie mi-a plăcut foarte mult. Profesor este cel care are ceva de dat
și nu ceva de demonstrat. Mulțumesc și vă urez baftă și spor în toate. Mulțumim frumos. Și noi tare mult, Aura, te rog, Adela. Voiam să mulțumesc și să vă mulțumesc tuturor pentru toate ideile împărtășite și eu am plecat de aici. Cine am plecat de aici încă cu multe, multe idei? Te rog, Vasile. Deja mare parte dintre voi ați spus că vreți să implicați și pe părinți, să aveți și invitați. Știu că la un moment dat, Veronica, dacă nu mă înșel, ne spunea că ai să ne spui despre posibili invitați pe care să-i aduci copiilor, dacă țin bine minte. Dacă nu, înseamnă că mă înșel. Toate ideile care au venit au fost atât de bune încât e posibil să-mi scape treaba asta. Dacă vreți să mai adăugați ceva ce credeți că e foarte important de spus și ar putea să fie așa un moment de inspirație pentru cei care ne ascultă și ne privesc. Dacă nu mă înșel, cred că Diana avea... Eu am lăsat momentul cu părinții după, n-am spus tot atunci, deși eu aveam un moment cu părinții pregătit într-o ședință online, părinți-copii, și la fel doresc să pregătesc un filmuleț cu imaginile din activități, cu imagini din activitățile pe 5 ani de zile. Încă n-am ales, mi-este foarte greu pentru că am făcut multe, multe poze în acești 5 ani de zile. Mi-am propus în weekend să fac acest lucru și în același timp la această mică ședință online să invit și eu profesorii pe care am avut la clasă și să le spună câteva cuvinte copiilor, adică să nu fie un sfârșit de an numai cu mine, trebuie să fie alături de mine și profesorii pe care am avut la clasă, profesor de limba engleză, profesor de informatică, pentru că ei fac informatică la clasa a patra, profesor de religie și de educație fizică, pentru că la noi educația fizică o ține un profesor. Dar eu n-am spus atunci, am zis că după aceea. Atât am vrut să adaug. E foarte bine, mulțumim încă o dată pentru tot ce ne-ați împărtășit. Eu țin minte așa că o să avem undeva într-un sat din Moldova un personaj pe nume Ursulică, care o să încheie anul școlar cu copiii. O să avem în altă zonă o carte digitală la care toți copiii contribuie. O să avem și carnaval, o să avem și baloane pe care le aruncăm în aer cu dorințele copiilor. Grădina cu lavandă, unde copiii se revăd probabil că după 2-3 luni de zile în care n-au mai reușit să fie împreună. Multe idei. Toate foarte bune și cu siguranță foarte potrivite comunităților din care proveniți. Adela, dacă vrei să ne împărtășești puțin și din ideile care au venit de la cei care ne-au ascultat și care s-au înscris la acest webinar, au fost cu sutele, noi am încercat așa oarecum să le triem și să le punem în câteva categorii, iar Adela o să ne și prezinte acum o aplicație foarte frumoase pe care o și puteți folosi în lucru cu copiii. Sigur, înainte să nu uit, o să le rog pe invitatele noastre să arunce un ochi pe întrebări și să se bucure de aprecierile pe care cei care ne urmăresc în acest moment le transmit și pentru care vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult. Așa este, Vasile, am primit aproape 1000 de răspunsuri la întrebarea noastră cum veți celebra finalul de an și imediat o să dau eu share screen ca să vedem cam cum au fost ele împărțite. O să vedeți aici, să-mi spui tu, Vasile, te rog, dacă se vede. E perfect. Ok. Le-am pus eu în aplicația WordArt, o vedeți aici, wordart.com. Doar am introdus cuvintele aici în stânga și ele au apărut. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ne-ați spus că veți organiza o sărbare online sau o petrecere online, din care, bineînțeles, nu vor lipsi încurajările, aprecierile pentru copii, ba chiar și un tort virtual,
am înțeles că va fi un tort virtual, iar acasă fiecare va servi câte un pahar de suc și câte un răsfăț dulce. Din aceste petreceri și sărbări online nu vor lipsi concursurile, de fapt show-urile de talente, în care elevii își vor prezenta diverse momente artistice cu muzică, improvizație, teatru, magie. Bineînțeles, ne-ați mai spus că în sărbarea online se va cânta și imnul clasei și nu vor lipsi din momentele dumneavoastră pregătite pentru elevi diplomele virtuale. Și aici trebuie să precizez că am înțeles că vor fi făcute diplome virtuale de la profesor către elev, de la elevi către elevi, de la elevi către doamna învățătoare sau doamnele, domnii diriginți. Bineînțeles, așa cum ne spunea și Mihaela, există și varianta offline de scrisori. Unii dintre dumneavoastră ne-a spus că așa veți face. Apoi, în cadrul sărbărilor sau separat, profesorii ne-au mai spus că vor face colaje de poze sau colaje video. Unii dintre dumneavoastră ne-ați spus că aveți deja videouri cu experimente și cu momente haioase din anii petrecuți împreună sau doar din anul acesta școlar. Ce am mai primit? Într-adevăr, colajele de poze și de video, pentru acestea ne-ați spus că folosiți Story Jumper, pe care vi l-a prezentat și Diana, Quick, pe care l-am văzut la Rodica, am mai auzit de Book Creator și de Pautun. Ce mai vedem noi aici? Albumele virtuale din aceeași categorie. Bineînțeles, au fost și câțiva dintre dumneavoastră care ne-ați spus că este surpriză ceea ce pregătiți și, bineînțeles, am respectat asta. Și, într-adevăr, unii dintre dumneavoastră ne-ați spus că intenționați să îi implicați și pe părinți. Cam astea au fost ideile, iar la întrebarea noastră ce așteptări au elevii, am primit foarte multe răspunsuri și le înțelegem pe deplin. Multă lume își dorește o întâlnire față în față. Ne dorim să fie posibilă cât mai curând în condiții de siguranță, dar până atunci apreciem și vă mulțumim toate ideile pe care le-ați împărtășit cu noi. Cam asta de la cei care ne-au urmărit și s-au înscris la webinar. Felicitări tuturor invitatelor noastre de astăzi, să aveți puterea să încheiați cu bine și să vă bucurați de finalul acesta de an școlar după o perioadă grea. Meritați toată aprecierea noastră pentru cât de frumos ați continuat învățarea cu copiii și faptul că i-ați avut pe părinți aproape de voi în calitate de parteneri. Felicitări școlilor din care veniți pentru cum s-au mobilizat și pentru că nu i-au abandonat pe copii, ci au făcut tot ce le-a stat în putință să le fie aproape. Mulțumim tare mult și celor care ne-au urmărit astăzi, care ne-au scris, au venit cu aprecieri, celor care au pus întrebări. Bianca Pintilie a fost în spate la butoane și a încercat în limita posibilului să răspundă tuturor întrebărilor, iar pe paginile de Facebook Valentin Georgescu de la Centrul de Resurse în Comunicare. Le urăm și copiilor cu care lucrați să aibă un final de an școlar în care să se bucure de tot ce ați realizat împreună, de relațiile de prietenie pe care le-au legat, de faptul că le sunteți, că vreți, nu vreți, mentori până la urmă, dincolo de învățători sau profesori. Mulțumim și celor patru organizații care din luna martie fac posibil ca proiectul Școala Penet să existe, așa nume Centrul de Resurse în Comunicare, Asociația TechSoup, Asociația Teach for Romania, Fundația CD Knowledge. Școala PNET este un proiect dezvoltat cu sprijinul Kaufland România, iar partenerul strategic al proiectului este Ministerul Educației și Cercetării. Eu sunt Vasile Brașovanu de la Fundația CD Knowledge. Astăzi
Împreună am fost cu Adela Beca de la Asociația Texul, cărei mulțumesc tare mult pentru cât de frumos am lucrat, nu doar astăzi, ci pe parcursul celor 3 luni de zile. Dacă invitatele noastre au un gând de final, cu mare drag le ascultăm. Eu v-am pus pe unmute, să știți. Te rog, Caterina. Mulțumesc din suflet pentru aceste clipe minunate, acestor dascăli devotați, care nu sunt oameni obișnuiți. Ați văzut că se dăruiesc, că predau mai departe învățăceilor din lumina sufletului dumnealor și sunt tot timpul dispuși să ordoneze, să reașeze, să inventeze, să provoace și să pregătească aripile copilașilor pentru zborul lung al unui drum de care să fim apoi mândri cu toții. Aș vrea să închei într-o formă ludică, pentru că așa mi-e stilul, adică pentru că pentru mine literatura este o artă și am învățat tot timpul să aprind inima elevilor, pentru că apoi îmi reproșez după orele de studiu că n-am făcut tot ce trebuia. Și privindu-i în ochi văd dacă au perceput sau nu mesajul meu dincolo de text, pentru că el se propagă așa de la suflet la suflet. M-am gândit să vă citesc poezia Joc, o poezie personală, și să înțelegeți mai mult decât am putut spune în aceste puține minute. Desigur, niciodată nu mi-am propus să îi am în vedere pe cei mulți, pentru că, într-adevăr, poți fi pentru unii cineva, dar mai ales pentru cineva poți constitui o lume întreagă. Ei, tot timpul i-am în vedere pe acei care pot să se conecteze la energia mea și să fie acolo atâta vreme cât eu vreau să împărtășesc ceva. Joc. Doar literele râd printre cuvinte. În nopțile negrite de plecări se scutură și stelele în cascadă, iar frunzele pornesc în căutări. Am bătrânit și noaptea în zăvoi, lungindu-și genele către lumină. Iar vine toamna basme să ne spună, cu ploile în șirag, în grele căutări. Vă mulțumesc! Am folosit niște metafore, pentru că toamna este o vârstă a maturității și nu doar anotimpul toamna, pentru că toamna se culeg roadele, aștept de la elevii mei să culeg roade multe peste ani și când ne vom întâlni peste 10 ani să avem ce ne spune cu inimile deschise, să ne privim în ochi și să putem atunci să ne declarăm deschis ce frumos a fost odată. Frumusețe lângă frumusețe face lumea mai frumoasă. Mulțumesc tare și mult invitaților dumneavoastră, de la care am avut tare mult ce învăța astăzi. Mulțumim mult! Exact. Veronica, Aura, aveți microfoanele deschise, ceea ce mă face să cred că vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da. Eu vreau să mulțumesc pentru energia bună pe care am primit-o în timpul ăsta și sunt sigură că n-a venit numai de la noi care suntem în ecran, ci de la toți cei care ne-au urmărit. Mulțumesc și vă urez succes tuturor! Mulțumim și noi. Știu că undeva este în aplicație ceva unde aplaudăm, așa că toată lumea astăzi merită aplauze, felicitări, sunteți oameni frumoși, mă bucur să vă fi cunoscut. Sper să facem probabil cândva activități împreună, așa, și cu cei de la oraș și cu cei de la țară, să avem sufletul în continuare deschis și mare pentru toți, pentru că toți sunt ai noștri și oricât ar fi de diferiți, uneori ne conectăm, alteori nu. Exact cum acum spun că digitalizarea nu e o soluție de moment, ci e ceva de care ne vom servi de acum încolo multă vreme. De aceea am căscat așa urechile și ochii și tot ca să învăț cât mai multe lucruri noi și cu siguranță voi descoperi și altele.
Mulțumim! Vă salut cu drag, vă pup, vă mulțumesc pentru invitație și să ne vedem și în alte circumstanțe și în alte webinarii. Cu siguranță! Mulțumim! Aș dori și eu în final să vă prezint o idee a unuia dintre părinții mei cu care colaborez foarte, foarte bine pentru anul viitor, o fotografie a clasei pe zi, în așa fel încât la albumul sau la prezentarea PowerPoint pe care vă face să avem în fiecare zi câte o fotografie a clasei mămica respectivă a făcut copilului dumneai în fiecare zi și mi s-a părut o idee extraordinară. Eu zic că o putem aplica și noi. Vă mulțumesc din suflet, a fost o zi extraordinară și am învățat foarte multe. Vă mulțumesc! Mult spor în toate, Rodica, Mihaela! Da, doresc să adaug și eu câteva lucruri. Sunt ferm convinsă că timpul petrecut acum împreună a fost un timp petrecut cu folos și eu cel puțin am învățat destul de multe lucruri care mă vor ajuta pe parcursul activității și tare, tare mult îmi doresc ca din toamnă să ne vedem în clase mai mult decât în mediul virtual, pentru că acolo se realizează conexiunile mult mai bine și simțim într-adevăr emoția mult, mult mai intens. Mulțumesc tare mult pentru invitație și vacanță plăcută, pentru că o așteptăm. Să fie, pentru că o meritați din plin. Diana? Și eu vreau să mulțumesc, bineînțeles, și mă bucur că, pe lângă că v-am cunoscut pe dumneavoastră, pe Aura, mai ales că suntem prahovence și suntem din același județ și nu ne știam. Acum am avut ocazia și aveam și aceeași clasă. Atât mai recuperăm mult pe parcurs în anul următor. Mulțumesc de frumos! Cu mare drag, devenim și poezia un cadru care... Poezia am pus-o pe un mesaj. În chat. În chat. Perfect, o luăm de acolo atunci. Și în felul ăsta, dacă o punem în Google, e posibil să găsim și autorul. Și autorul. Cu energia atât de sus, finalizăm webinarul și ziua aceasta. Adela, las cuvântul către tine. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet și nu pot să zic decât că îmi doresc să ne întâlnim și în offline, dar și în online. Și așa cum zicea și Veronica, să descoperim avantajele acestui mod de a comunica atât pentru noi cât și alături de elevii noștri. Să vă bucurați tare mult de momentele de celebrare pe care ni le-ați împărtășit și voi și cei care ne urmăresc și așteptăm să ne scrieți, să ne spuneți cum a fost, sunt convinsă că vor ieși minunat pentru că puneți mult suflet acolo. Mulțumim! Toate bune! La revedere! La revedere!